Astăzi la ora de cripto vom vorbi despre Bitcoin care a ajuns la suportul mult așteptat și așteptăm în sfârșit o mișcare pe Bitcoin e, și când Bitcoin nu se mișcă, se mișcă dolarul și o să vedeți că dolarul este e, în creștere și asta nu este bine pentru Bitcoin și pentru S&P iar pe S&P am deschis o poziție de short și o să vorbim bineînțeles și despre Eagle și despre ultimul proiect Hatom care s-a lansat astăzi pe Gate.io. Moneda virtuală cucerește și România să faci bani fără să faci nimic Poc și după aia uite cum a scăzut Bitcoin is going to zero Zero Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari Când că s-a făcut Bitcoinul Bitcoin este la 29.800 de dolari, Ethereum este tot acolo la 1.890 de dolari și toată piața cripto este în aceeași mișcare laterală. Înainte să mergem mai departe, nu uita să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu, un emoticon și vă mulțumesc de toată susținerea voastră și sper că sunteți bine, sper că sunteți undeva pe o plajă pe vremea asta. Merge prima dată pe Bitcoin și Bitcoin încă este acolo în această consolidare de foarte multă vreme și cred că toată lumea se așteaptă să vadă în ce direcție merge piața. În schimb, deja apar primele semnale destul de și Bitcoin se apropie din nou de im 200. Da? IMA 200 este un prag foarte important. De când l-a ținut din iunie de vreo chiar o lună, o lună și o zi, din iunie, a început acest ultim uptrend de la 26.000 de dolari, s-a dus până în 31.800 de dolari, da? Deci dacă pierdem și IMI 200 pe 4 ore, Va fi un prim semnal foarte berish pe Bitcoin și dacă ar închide sub IMA 200. Am mai testat IMA 200 acum câteva zile fără succes. Dacă vom închide sub 29.700 de dolari ar fi primul semnal mare berish pentru Bitcoin și după aceea ar trebui să ajungă la 28.600 de dolari. Dar mare atenție, doar dacă merge sub 29.700 și se consolidează puțin acolo, dar da? s-ar putea să ajungă până acolo și după aceea să meargă în sus. Da? Se ia de aici de sub. Și după după ce se meargă în sus. Totul este posibil în cripto. Dar dacă se consolidează acolo pe 4 ore, iar mai apoi pe daily sub M200, nu este un lucru foarte bun. Atunci ne așteptăm, ne așteptăm încă la o mișcare pe Bitcoin și cred că va veni foarte curând. Mergem după aceea pe dolar. Înainte să mergem pe SP, mergem pe DXY. Indicele dolarului este la 100,85. Dacă dăm un zoom in pe 4 ore prima dată, Putem vedea că după acest double bottom, uh, dxy pare că merge în sus. La, la perfecție a jucat acest double bottom sau uh, inverse head and shoulders, uh, nu, nu prea inverse, mai mult double bottom, uh, a ieșit în sus, a retestat și după aia, pam, direct s-a dus la acest prag la 100,85. Iar pe 4 ore puteți vedea același lucru, exact uh, cum vă povesteam eu despre IMEI 200 și IMEI Ribbon. Când EMI ribbon merge sub EMI 200 este primul, primul semnal foarte berish. Asta s-a întâmplat și pe dolar și de acolo din 7 iulie dolarul a fost foarte bearish. În aceste momente putem vedea un double bottom și de aici pare că vom merge în sus. Și știm ce se întâmplă când dolarul urcă, piețele financiare scad. Da, exact opusul. Și pare că DXY va începe un uptrend dacă va închide și ziua peste 100,68 și se va consolida peste 100,68 și în zilele următoare. Asta este pe termen scurt. Iar pe daily știți că vă spuneam că dolar, dolarul uh, a spart acea. Uh, un moment, uh, acest suport de aici, da? Pac, pac și aici a trecut ca prin brânză, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zile consecutive de scădere pe dolar și a spart suportul. Ei bine, se pare că a fost un fake out și de data asta va testa din nou suportul acesta în rezistență. De văzut ce se va întâmpla fie de aici va merge peste și dacă va merge peste, acest, peste această rezistență, nu este bine pentru cripto și pentru S&P. Dacă va merge peste această rezistență, ar trebui să urce și mai sus, cel puțin până spre 0.61 pe Fibonacci, adică spre 102, 102 în cap. Dacă, în schimb, vine aici și mâine, poi mâine, ia un reject de aici pleacă mai jos, atunci este foarte bine pentru piața cripto și pentru S&P, înseamnă că piețele ar trebui să urce. Deci ne uităm la dolar, deoarece prea a trecut aici a, a, foarte repede în această zonă de suport. Bineînțeles, pe macro DXOI încă printează mi, noi minime, da? Vedem tot în coborâre DXOI tot în coborâre. A, nu cred că va trece peste 103, 104 dolaruri, Teoretic a, Targetul este tot de scădere și în următoarele luni. În schimb, mergem pe S&P. sp la 4556 este chiar și peste 0786 pe Fibonacci. În schimb, mă aștept la o scădere pe S&P în zilele următoare, deoarece, la fel, din 10 iulie, dolarul a scăzut agresiv, S&P-ul a urcat agresiv. Știm că va urma și o ședință a fed în care cel mai probabil Fed-ul va majora rata dobânzii cu 0,25. Asta trebuie să aducă piețele puțin în jos și puțin înainte de această ședință și atunci mă aștept ca și S&P-ul să scadă. Primul semnal foarte bearish pe S&P este dacă astăzi pe daily va închide printr-un bearish engulfing, adică această luminare să fie mai mare decât luminarea asta verde, da? adică să închide sub 4553 chiar și pe E-mini futures undeva la 4.553 cam pe acolo. Dacă ar închide printr-un în engulfing, ar fi foarte bearish. Și al doilea lucru și mai bearish, ar fi dacă nu s-ar susține peste acest prag de Fibonacci. 4, 5, 3, 4535 5, trebuie luate aceste zone aproximative, nu luate fix acele numere. Tot timpul când mergem peste o rezistență, da, vedem ce se întâmplă la retestare. Dacă la retestare mergem sub această zonă, suntem foarte beri și ar trebui să coborăm. Atunci mă aștept ca la S&P-ul SMP să mai scadă de aici în viitorul apropiat. Și atunci am deschis o poziție și de short și o să o suplimentez și mai mult dacă o să meargă sub 4536. Primul target este la 4521, 4484 și 4455. S&P-ul încă este bullish, chiar dacă ajunge la 4200 încă este bullish S&P-ul și se apropie cu pași repede de all-time high ul În aceste moment este la doar de urcare de vreo aproape 6% să ajungă la un all time high. Foarte, foarte interesant. În schimb, mergem pe ETH, la fel, ETH 1890 de dolari în acest momente cochetează cu zona de suport ETH, la fel ca și Bitcoin. IMA ribbon pe 4 ore indică același lucru ca și pe Bitcoin, este la IMA 200, nu prea spart IM 200 sau dacă la spart a fost, au fost doar fake-out-uri aici. Ethereum va fi bearish când va sparge această linie de suport. Aici se va putea corecta și mai mult când va închide sub 1880-1875 de dolari, prima dată pe 4 ore, iar mai apoi pe daily. Volumele sunt inexistente în, pia în piața cripto, de asta nu vedem nici mișcări interesante, dar când va veni vor fi niște mișcări explozive. Mergem mai departe, mergem și pe NatGas. Gazul natural este la 2,75. Pe Prime XBT o să-l găsiți undeva la 2,85. Da? Mai adăugați o cifră acolo la 2,85, tot timpul cu 0,1 în plus. Povesteam despre NatGas că formează acest bullflag. Da? După oricare este în coborâre și gazul natural formează un bullflag care este spart în sus astăzi printr-o luminare mare pe daily, iar următorul target este undeva la 2.96 sau 3.06 pe Prime SBT, adică oricare de undeva de vreo 8%. Și aici vom vedea dacă are putere să treacă de această zonă, deoarece odată nu a reușit să treacă aici și vom vedea dacă va trece de această zonă. Dacă ar trece de 3 ar fi o bornă foarte importantă pentru gazul natural care este în acest range între 2 și 3 de aproximativ 171 de Zile. O să vedem ce face gazul natural și dacă vreți să deschideți o poziție de lung puteți face acest lucru pe Prime XBT și, mare atenție, nu folosiți leverage-ul sau levierul dacă sunteți începători. Aveți link-ul în descrierea videoclipului și de la Prime XBT și de la Bybit, de la partenerii noștri. Mergem mai departe și pe eGold, pe Multiverse X 34,15 ca după orice proiect uh, care vine pe Launchpad, de obicei ego scade. Asta s-a întâmplat de regulă după fiecare uh, proiect și este la 34,15. Și înainte, haideți să mergem să vedem uh, uh, ce s-a întâmplat și cu acest ultim proiect care s-a lansat astăzi pe gate.io și anume Hatom. Da? Uh, cei care au participat la loterie, eu nu am participat, cred că după următorul proiect, după ITM, nu mai știu care este următorul după ITM, de acolo am văzut că nu se mai rentează. La ITM se renta, deoarece până la ITM a fost o modalitate de câștig, adică dacă câștiga, era ca o loterie. Dacă câștiga, câștigai bine, vreo câteva mii de dolari pe ticket, iar mai apoi parcă după ITM, la următorul proiect, deja cam toată lumea câștiga și câștigau toată lumea câștiga și sume foarte mici, care nu prea se rentau din punctul meu de vedere, de asta nu am mai participat la aceste loterii de pe Multiverse X. Și multă frustrare și pe Twitter după ce Hatom s-a lansat pe Gate.io. Da? Înainte toată lumea zicea că de ce aceste monede nu se lansează și pe alte exchange -uri? Acum că s-a lansat pe alte exchange nu este bine că prețul scade. Este bear market, da, este încă bear market. Și frustrarea maximă este că prețul a pornit de la 0.04 undeva pe gate.io, iar pe mare launchpad a fost de la 0.4, da? deci un 10x. Bineînțeles, aici nu cred că a reușit să cumpere nimeni între 0.04 și 0.4, deoarece aici a venit un bot, a cumpărat toată lichiditatea și a dus prețul la 0.4, da? Deci, tot timpul și după listări vă așteptați ca moneda să scadă în primele săptămâni, dacă nu și luni. Iar mai apoi moneda să urce. Da? Nu cumpărați niciodată la listare, deoarece ajunge să cumpărați foarte sus. Și atunci ne uităm și pe Egold, Egold la 34,7 în aceste momente pe daily am putut vedea că se formează un rising wedge. Un rising wedge are mai multe șanse să fie spart în jos decât să fie spart în sus, deoarece este un tipar bearish, foarte bearish rising wedge-ul. Și putem vedea că după această loterie, Eagle a început să meargă în jos, 34 de dolari în acest moment, a spart suportul. Dacă punem un Fibonacci din low în high, putem vedea că a atins și 0.382 pe Fibonacci. Următorul prag este la 0.5 pe Fibonacci și 0.618 pe Fibonacci. 33.18 și 32 de dolari sunt următoarele zone importante de suport. Dacă pierde 32, merge spre 30, 34 și 28 care este cred că all time low din acest bear 28,21 de dolari, undeva pe acolo. Mare atenție la aceste monede în viitorul apropiat. O să fac un videoclip și mai special despre Multiverse X în care o să spun ce îmi place și ce nu îmi place la acest proiect, să fac un mic update. Cred că săptămâna viitoare o să fac acest update despre Multiverse X. Cam asta vedem în piața cripto, vedem oarecare mișcă laterale și o să vedem niște surprize, cred eu, pe Bitcoin și pe Ethereum în viitorul apropiat. Cam atât a fost pentru astăzi, vă mulțumesc pentru fiecare like și pentru fiecare comentariu. Pe data viitoare!